anul trecut, în luna ianuarie, erau nămezi de zăpadă și frig de crăpa pietrele, zilele acestea ne-au adus valori termice mai mari decât normalul acestei perioade. Oamenii au renunțat la căciul, fulare și mănuși și au lăsat soarele să încălzească. Zile de primăvară la începutul lunii ianuarie, dacă anul trecut, în această perioadă, gradele din termometre nu indicau o valoare mai mare de 0 grade Celsius, iată că astăzi termometrul de aici, din spatele meu, indică o temperatură de 11 grade Celsius, o temperatură anormală pentru această perioadă a anului, însă meteorologii anunță în continuare zile frumoase de primăvară. Giurgiuvenii au vrut să profite de soarele de pe cer și de temperaturile ridicate și au ieșit din case fie în parcuri, fie pur și simplu la o mică plimbare. Fie că au ieșit cu copiii în parcuri pur și simplu să se joace, fie că au ieșit la o simplă plimbare, giurgiuvenii profită din plin de aceste zile frumoase cu soare. Dulcea mea copilărie, nu te voi uita nici când. Da, ia să mă joc și eu. Și cu ce te joci? Cu ce te joci? Să mă joc fopogane și fopoganul ăla. Da? Și îți place? Meteorologii arată că vremea caldă va persista până la sfârșitul lunii ianuarie. Temperaturile vor continua să fie peste media anuală. După data de 21 ianuarie, valorile termice vor scădea ușor și treptat, până la medii de 4-5 grade Celsius, destul de ridicate încă pentru sfârșitul lunii ianuarie.